stimați telespectatori, sunt foarte bucuroasă, am trei invitați de la Poliția Județeană Vrancea, unul dintre ei mi-a fost elev la Liceul Cuza și e medic veterinar, pe domnul comisar șef Alin Ieșeanu, îl cunoașteți poate și din emisiunile noastre, nu? Exact, am mai făcut niște emisiuni. În singura doamnă, domnișoară care este aici, este doamna subinspector Elena Gabriela Puflea. O să vorbim despre doamna pentru că a avut un succes deosebit și ne bucurăm că în Poliția Română există oameni cu suflet, oameni devotați. Dar o să încep dar nu te-am prezentat și pe tine, Gabriel Caragea, medic veterinar. Deci doamna și domnul, în stânga domnului comisar șef, sunt medici veterinari la Biroul pentru Protecția Animalelor din cadrul Inspectoratului Județean de Poliție Vrancea. Această structură a fost înființată începând cu decembrie anul trecut, ca urmare a unor modificări legislative făcute prin Ordonanța de Urgență 175 de anul trecut, la legea 215-2004 privind protecția animalelor. A fost constituită această formațiune ca o necesitate, în primul rând și ca o aliniere la cerințele comunității europene, dar și ca să răspundă la un segment, să zicem, foarte, foarte căutat în rândul opiniei publice, vorbim de protecția animalelor. Nu doar faptul că și anterior acest subiect a făcut obiectul activităților Poliția Română, dar acum avem în sfârșit o structură specializată care să se ocupe de așa ceva. Vorbeam de această ordonanță de urgență 175, prin care a fost înființată structura noastră, care face parte integrantă din Poliția Română, din cadrul Inspectoratului General al Poliției Române, Direcția Protecției Animalelor, care să răspundă nevoilor cotidiene. Ne-a fost oferit și un instrument pentru protecția animalelor prin acest cadru legislativ. Vorbim de ordinul de plasare în adăpost al animalelor. Cum adică ordinul de plasare? Atunci când se constată că un animal este într-o stare de pericol, noi, ca polițiști, putem emite un ordin de protecție pentru animalul respectiv. Deplasare într-un adăpost în care să-i se asigure cazare, îngrijire medicală, hrănire și așa mai departe. S-au întâmplat situații de astea până acum? La nivel național, da, au fost situații de acest gen. Trebuie să fac aici o precizare, noi emitem acel ordin de protecție, deplasare în adăpost, reprezentanții Consiliului Județean sunt cei care pun în executare ordinul respectiv. Conform acestei ordonanțe de urgență, Consiliile Județene trebuie să realizeze, să se implice, să aibă adăposturi pentru aceste animale. Și au? Deocamdată în țară există o problemă. E vorba de fonduri, e vorba de organizare, timpul scurt, relativ scurt. M-am plictisit de chestia, problema cu fonduri. Peste tot nu sunt fonduri. Și atunci ce să facem? Stăm acasă cu toții că nu sunt fonduri. Să fie fonduri, că de-aia... Asta vreau să și continui. Există la fel posibilitatea ca aceste consilii județene să încheie acorduri de colaborare cu diverse asociații. Ați fost la domnul Toma? La noi s-a discutat această problemă și știu că se fac demersuri pentru realizarea unor astfel de lucruri. Există deschidere din partea reprezentanților consiliului județean. Fiți convins că există? Domnului Toma îi plac foarte mult animalele și nu o să vă refuze niciun caz. Nu, chiar avem un dialog cu reprezentanții desemnați pe acest domeniu permanent. Și se caută, se fac eforturi pentru realizarea unor astfel de acorduri. Vorbeam de animalul în stare de pericol și aș vrea aici să vă prezint câteva elemente legate de acest lucru. Vorbim de obligațiile deținătorului de animal, în primul și în primul rând. Legea 215-2004 face niște precizări foarte clare în acest sens. Animalului trebuie asigurat un adăpost corespunzător, hrană și apă suficientă, posibilitatea de mișcare suficientă, îngrijire și atenție, asistență medicală.
prin rău tratament aplicat animalului, se înțelege comportamentul brutal pe care o persoană îl are față de acel animal, abuzul în utilizarea animalului. Dacă ne aducem aminte, au fost multe episoade, să zicem, care au apărut și în mass media, legate de cai care au fost loviți, loviți pe la târguri, diverse târguri unde se, se vindeau animale. Țin minte, inclusiv Poliția Vrancea a avut o reacție promptă în astfel de situații. Bun, domnule comisar, vreau să vorbesc și cu colegii dumneavoastră mai mici, mai tineri, subordonații dumneavoastră, și vreau să o felicit pe doamna subinspector Elena Puflea pentru situația plăcută pe care ați creat-o când ați salvat lebăda. Ne povestiți despre ce este vorba? Mulțumesc! Da, duminică, chiar duminica trecută, am avut un apel undeva pe E85, lângă complexul Carrefour, o lebădă rătăcită. Să nu mai dea nume de firme, dar nu contează, da, pentru așa. O lebădă rătăcită, era vorba de un... O lebădă la Focșani? Da. Cine a adus-o? Vântul? Cum a ajuns? S-a rătăcit. Avem lebede prin jur, având în vedere că avem lacuri, siretul. Adică, și fiind apelați, ne-am prezentat, era vorba de un mascul juvenil, o lebădă de vară. Am capturat-o și am plasat-o celor de la ACDB, de la Petrești. Dânșii s-au ocupat de lebădă, chiar au și eliberat-o zilele trecute. Și unde au dus-o? Unde au dus-o? Au eliberat-o în natură pe un lac. Eu vă felicit în tot sufletul și este de foarte bun augur faptul că s-a inventat acest birou de protecție a animalelor, pentru că eu merg pe principiul că un popor poate fi catalogat și după atitudinea pe care o are față de animale. Încă mai văd oameni care dau cu bățul un cai, care dau cu piciorul un câine și așa mai departe. Dar vreau să vorbesc și cu domnul doctor, cu domnul subcomisar, subinspector. Mai ai până să fii subcomisar, subinspector Gabriel Caragea, repet, mi-a fost elev la Colegiul Cuza, un băiat deosebit și mă bucur că am îmbrățișat o asemenea meserie. Ce te-a făcut să te faci medic veterinar, Gabi? Iertați-mă sincer, că m-am adresat așa. Eu asta am vrut dintotdeauna. Da? Da. Am simțit că asta e chemarea mea, de mic. De mic? Da. Aveai animăluțe acasă? M-am ocupat și cu animăluțe pentru că am crescut la țară. Unde? De unde ești tu? Din Bolotești. Din Bolotești. Dar am simțit că sunt cumva apropiat față de ele, că le pot înțelege, le pot ajuta și ulterior am dat la Facultatea de Medicină Veterinară. Dar spune-mi, tu ai terminat facultatea, că te-am întâlnit și la un cabinet medical aici în Focșani, ai lucrat la clinică, acolo. Da. Nu da numele clinicii, că nu e voie, la doctorul Moscu. Da. Dar te-ai dus la poliție după ce ai aflat că s-a inventat această... Sincer, eu și ca medic am lucrat în domeniul ăsta cu salvări animale. Cumva noi voiam înființarea acestei structuri. Deci era o necesitate, nu neapărat din punct de vedere al europenilor, să zic așa, ci din punct de vedere al cetățenilor din țara noastră. Deci se voia. Da, sunt multe animale abuzate. Și oameni abuzați. S-a înființat pur și simplu, s-au scos posturi la concurs din surse externă. Și a fost șansa mea, da. Ei, și ați avut șansa să aveți un șef ca domnul Ieșanu, pe care eu îl cunosc de când era el copil și eu eram copil, așa. E mare lucru să lucrezi, să ai o colaborare bună cu cei care sunt coordonatorii, mă rog, în cazul vostru al Biroului de Protecție Animale. Domnule comisar șef, mai vorbiți-ne despre biroul ăsta, cum ați acceptat, cum ați privit dumneavoastră personal înființarea acestui birou? Și cum vă implicați ca să fie treaba bună, cum se spune? L-am primit ca o provocare. Pentru că în anii de muncă de poliție pe care dacă am... Dacă îmi permiteți, vreau să le spun telespectatorilor, dumneavoastră sunteți de fond profesor de istorie. Ați terminat facultatea de istorie. Facultatea de istorie, da. A rămas o pasiune pentru mine și poate și... să zic, instinctul pedagogic m-a îndemnat să vin și aici. În anii de muncă de poliție prin care am trecut, dacă a fost un lucru care nu l-am putut înțelege și nu l-am putut accepta,
A fost violența asupra copiilor, persoanelor fără apărare și asupra animalelor. Este un act absolut inutil. Și terorist. Și, terorist, barbar, așa îi spun. Absolut barbar. Am încercat întotdeauna și eu și colegii mei, ceilalți colegi cu care am lucrat cel puțin atâta vreme cât am fost la judiciar, la investigații criminale, am încercat să înțelegem gestul. Dar, din păcate, este greu de pătruns așa în mintea unuia care folosește în mod inutil și gratuit acte de violență asupra unor entități care nu se pot apăra. Dar și cei care comit acte de violență împotriva celor care se pot apăra și aia sunt la fel de nu? Să zicem că acolo ar fi violența, violența nu este în general justificată. Da. A fost unul din motivele, cu vorbă exact, bună. A fost unul din motivele pentru care am venit la acest birou. În plus, iată, am norocul, privilegiu da. Să mai am încă o dată lângă mine copii pe care cărora pot să le transmit din ce am învățat, din ce experiență am căpătat în munca de poliție. Și sunt colegi, pentru că eu consider colegi, care sunt dispuși să învețe, care dau dovadă de un entuziasm deosebit în munca, în activitatea pe care o fac. Și noi sperăm să închegăm un colectiv. Câți aveți? Cât sunteți la biroul ăsta? Suntem. Nu numai voi trei. Da, mai avem și alți colegi, ofițeri și agenți de poliție. Mi-i aduceți aici, că mi-e place să vorbesc despre... Da, da. Și încercăm să ne desfășurăm activitatea. Da, este încă suntem în construcție. Și nu vorbim numai cât neapărat de... Cât timp este de când s-a înființat acest birou? La nivel național s-au înființat din 1 decembrie anul trecut, spun. Deci nu e mult. Dar și la a durat... activitatea noi ne-am început-o cam din februarie acest an. Durează cu... eu știu, completarea personalului, cu completarea logisticii, cu pregătirea colegilor, pentru că acum cei doi sunt în situația de a fi și ofițeri de poliție și trebuie să deprindă și specificul muncii de poliție pe lângă... Trebuie să ajungă și polițai, nu numai... Pe lângă specializarea, medici. Da. Sunteți, da, exact. Da, medici, da, medici sunt deja. Acum, cu pași mărunți, ei vor deprinde și tainele muncii de poliție. Eu sper că le va... Sunt sigură. Vreau să o întreb pe doamna inspector, eu cu termenii ăștia încă nu m-am, n-o să mă obișnuiesc niciodată. Cum a fost cu lebădaia? Cum ați prins-o totuși? Unde era? Era pe un teren viran, era pe da? O pășune, mai pe o exact. Pășune? Da, și am prins-o cu ajutorul unei pături. Adică, împreună cu alți colegi? Împreună cu alți colegi, da, de la jandarmerie a fost... echipajul care a ajuns, de fapt, primul acolo și cu ajutorul unui pătre, ea fiind lebăda, cel mai probabil zburase foarte mult, era deja obosită și a fost ușor de capturat. Gabi, erai și tu acolo? Nu, eu n-am fost, a fost cazul colegei mele. A fost cazul colegei. Eu am avut alte cazuri. Și povestește-ți despre cazurile pe care... Primul meu caz, să zic așa, mediatizat, a fost cu un cățeluș. Da. Așa, da, tot da. Într-o parcare a unui centru comercial, în Vinerea Mare chiar. Da? Anul ăsta, da. Da, fapt, da. Da. L-am luat și am și găsit stăpân. Era nimănui, era un cățel al străzii, ca să zic așa. Și am avut un apel 112 acolo, cineva care a sunat. Era în parcare, exista riscul să fie călcat de o mașină, fiind și europeană aproape. L-am luat împreună cu alți colegi din Biroul Protecției Animalelor și am găsit un stăpân. Acum are un stăpân. Acum are da. Un stăpân. Căsuța lui. Da. Deci, telespectatorii noștri, dacă ferească Dumnezeu să, dar Dumnezeu să nu existe cazuri de astea, apelează direct la 112 și poliția În 112, în anumite condiții. În anumite condiții. Va interveni, mult clar, patrula cea mai apropiată la fața locului. În momentul în care se va constata că aspectele sesizate se confirmă, se solicită imediat prezența noastră acolo. Pentru că eu am văzut acum câțiva ani de zile la școala nouă pe Ștefan cel Mare, tot așa o pisicuță în vârful unui pom și au chemat pompierii și au venit să au și-au și, rezolvat. Au da. Și colegii sunteți de la ISU, da, da. Colegii de la jandarmerie, colegii de la ISU, e această colaborare interarme
și pe acest domeniu. Și pe acest domeniu și trebuie să spun, este o colaborare deosebită și cu colegii din jandarmerie și din... Am văzut și îmi place lucrul ăsta și mi-ar plăcea ca toată lumea să colaboreze, pentru că din păcate parcă vine cineva cu biciul în spate și îi face pe oameni să se certe, să nu fie prieteni și nu ne e bine la niciunul din cauza asta. Și mai ales trebuie respectate toate instituțiile de bază ale statului, în cazul nostru, ale României, nu? Dacă dăm cu biciul și găsim numai gunoaie sub preș, ori mai fi și gunoaie sub preș, că sunt peste tot, dacă stăm. Dar de ce să nu vedem partea bună și oamenii serioși care își fac datoria așa cum trebuie? Pe tine, da, Elena, iartă-mă, că eu când voi și tu ai făcut la liceu Unirea, Gabi mi-a fost elev, unde, ce te-a determinat să pleci de la circa unde lucrai, probabil, ca să te faci polițistă? Pot să încep să vă spun așa, acum de-am ajuns medic veterinar sau și aici o să înțelegeți și de ce e poliția animalelor. Da. Încă de când eram mică, eram în clasele primare. Ești focțenă încă? Sunt dintr-o comună apropiată. Așa. Era pe Animal Planet Houston SPCA, poliția animalelor din America. Ei, și mergeam la o vecină, eu nu prindeam acel post. Mergeam la o vecină și mă uitam și eram fascinată de ceea ce vedeam acolo. Și așa am prins dragostea asta pentru animăluțe, pentru salvarea lor, trăind la țară, având, fiind înconjurată de animale la fel, dragostea pentru ele. Și așa am ajuns medic veterinar și apoi, pentru că s-a înființat acest birou, am ajuns să lucrez, să dau examen și să ajung... Măi, felicitări că mulțumesc. V-ați gândit, pentru că avem nevoie de oameni serioși peste tot și de oameni devotați. Domnule comisar șef, cum vă descurcați cu copiii ăștia tine? Îi mai altoiți așa de când în când? Nici când eram la catedră nu făceam treaba asta. Am primit, v-ați dat seama, da. Îi văd colegi receptivi, dispuși să învețe. Sunt, foarte drăguți. Se implică în fiecare situație în fața căruia suntem puși. Pentru că nici o situație nu seamănă cu cealaltă, niciun caz nu seamănă cu celălalt. Pentru că dacă stăm să ne gândim, fiecare om reacționează în felul lui. Da? Așa și fiecare animal reacționează în felul lui. Pentru noi este un real folos prezența colegilor medici în rândurile noastre, pentru că ne ajută să înțelegem mai bine ce avem de făcut. Păi sigur, dar poate să trateze imediat, să sară în ajutor, să le... Pe lângă acest lucru, noi, eu și colegii care avem ceva experiență în poliție și care facem parte din acest birou, poate am privit puțin rigid, gândindu-ne numai la efectiv la munca de poliție. Dar prezența colegilor medici ne-a deschis altfel ușile și ochii. Și ochii, da. Dar spuneți-mi, vă rog, ce e cu urșii ăștia care văd că au început să invadeze țara? Au plecat la Sinaia, s-au trezit unul cu ursul în bucătărie și așa mai departe. Da, e o problemă care, nu știu, e la nivel național. E la nivel național, dar noastră, că și alea sunt animale, în cazul în care... Găsiți un ursuleț, îl împușcați? Nici vorbe. Am avut câteva situații în care am conlucrat și cu colegii de la jandarmerie, în care au fost salvați puiuți de urs. Da. Și la fel cu sprijinul asociației pe care a amintit-o colega mea, țin să le mulțumesc încă o dată. Sunt oameni de un entuziasm și de o pregătire profesională rar întâlnită. Avem o colaborare, să spunem așa, mai plastic din priviri cu acești oameni și sper să și cu sprijinul Consiliului Județean să găsim și alte entități cu care să colaborăm pe această linie. Zona în care ați lucrat dumneavoastră, Vidra, Valea Sării, e plină de urși, am înțeles. Nu, situația este generală, nu numai acea zonă. Nu vorbim numai de Vrancea, vorbim și de alte județe. Dar s-a pus problema, ce facem totuși, că văd că încep să invadeze... Este vorba de, din ce înțelegem și noi, și de modificarea cadrului legislativ, care să permită luarea unor măsuri mai clare pentru... Se pune în pericol viața oamenilor, sigur că da. Știți, a apărut pe Facebook o chestie care m-a amuzat după ce l-a omorât pe ursul ăla, cum se numește? Arthur. Arthur? Scrie că e
Ne-a omorât ursul, dar lasă că și noi le-am mâncat lebedele. Da, bine. Da, asta e o glumă, bineînțeles, da. Bineînțeles. Da, e un subiect de actualitate, sperăm că se va rezolva tot așa printr-o colaborare strânsă între toate instituțiile abilitate în domeniu pentru găsirea unor soluții viabile. Bun, în situația în care eu oferească Dumnezeu, mă întâlnesc la Valea Sării cu un urs, ce trebuie să fac? Să-l împuș, dar n-am armă, ce pot să fac? Apel 112. Și până vine aia, mă mănâncă, mă fac... Încercați să nu vă apropiați. Rămâneți în autoturismul dumneavoastră. Și dacă sunt pe jos, pe deal, să nu vă mai duc pe deal. Să nu vă mai duceți în acea zonă. Dar deocamdată e pericol. Acum eu glumesc, dar trebuie să fim prudenți. Poate o să se ia niște măsuri care să îndrepte situația asta. Dar trebuie să fim prudenți, că e ceva... E vorba de riscurile la care putem fi expuși. Colegii de la jandarmerie au transmis prin intermediul mass media mai multe sfaturi. Ei au o experiență mult mai mare. În sfârșit auzi și eu pe unul că spune mass media. Când aud că spun mass mediei, îmi vine să plâng. Da, ei au o experiență mult mai vastă decât noi în acest domeniu. Noi la cine vă referiți? La colegii de la jandarmerie. Da, săracii și ei au făcut și niște... Și încă o dată v-am spus... Măi, trebuie să existe o colaborare perfectă între jandarmerie, pompieri și poliție, clar. Și oamenii, noi, muritorii de rând, și ei sunt muritori de rând, dar ei se duc cu pușca în mână uneori și așa, trebuie să colaborăm la fel cu bună credință și cu respect față de aceste instituții. Pe mine mă deranja, de exemplu, a fost cazul de la Buzău, care s-a mediatizat în... Bun, că poliția, pe fetișoara aia, care era ca doamna subinspector, o domnișoară tânără, care s-a dus și ea săraca, chemată de ăla de mașină, scuzați-mă că m-am exprimat așa, și individul care a venit să-l bată pe ăla din mașină, numai că n-a dat capul de ciment. Ce putea să facă fata respectivă? Vai, poliția, că nu-și face datoria. Ce a fost acolo, domnule? Așa, ca să trecem puțin și la... Este alt sector, domeniu. Dar... Acolo, din ce am înțeles, se va analiza situația, se va vedea ce s-a întâmplat într-adevăr, se vor dispune măsuri. Domnul comisar șef, doamnă, domnule, în toate sectoarele sunt și uscături. Asta este. Nu există niciun sector din lumea asta unde să fie oamenii perfecți și... Dar ca să dai cu bățul în sistemul de sănătate, în sistemul de învățământ, în poliție, pentru că sunt 5-10 oameni care nu-și fac datoria cum trebuie, nu mi se pare corect. Mi se pare corect? Vouă vi se pare corect? Nu, dar a devenit ceva normal la noi, la români, observ. Nu ne ajută să evoluăm, în primul rând. Când tu acuzi, de fapt nu a ajuns la evoluție. Părerea mea. Da, categoric, ea spune. E ceva general, observ eu la noi. Da. Oare numai la noi? Iar noi, ca instituție, ca și poliția, deja ne-am obișnuit să... Da, și voi aveți și niște reguli stricte, n-aveți voie să... Da, așa și trebuie, că asta este poliția, dar, repet, hai să fim nu concesivi. Pentru că nu e corect nici să fii concesiv, să spui, vai, lasă-l dacă face niște lucruri, dar nu, ca să dai cu bâta și să pui bombe în instituțiile astea fundamentale, nu mi se pare corect. Aici aș putea să mai adaug. Revin la educație. Da. Profesorul de istorie din mine dă filmul înapoi și... Repet, societățile s-au clădit în primul și în primul rând prin educație. Nu neapărat prin forță coercitivă, cât prin educație. Prin categoric. Ori dacă cetățeanul nu este educat, nu înțelege... Și educația, reformele ei, de să fie educat, și această democrație, nu știu, această libertate unor prost înțeleasă, e renunțarea totuși la unele drepturi pentru binele comunității, pentru că noi trăim într-un comunitate. Și comunitatea funcționează după reguli nescrise sau scrise, da? Legi pe care tot comunitatea a fost cea care le-a creat și noi, lucrătorii de poliție, colegii din jandarmerie, suntem puși în situația să le aplicăm în practică. Văd că Gabi vrea să spună ceva. Nu. Doar aprobai ce spune șeful tău. Da. Deci, așa este. Ne asumăm lucrurile astea.
nu ne-am făcut, nu am adoptat această sau nu am îmbrățișat această meserie de dragul de a îmbrățișa sau pentru că, vai ce frumos ne stă în uniformă. În uniformă, vă stă frumos, e vorba de asumarea unor restricții, a unor riscuri. Alin, mă scuză, domnule comisar șef. Noi. Da, noi suntem prieteni, noi suntem de o viață. Apropo de poliție și de miliție, noi știm cum era și înainte. După părerea dumneavoastră, domnule comisar șef, vi se păreau că erau mai rigizi și mai dărea mai multă ordine pe stradă și mai... Eu știu ce să zic, da, ce părere aveți? Vorbim de două epoci istorice diferite. Chiar că sunt epoci istorice. Da? Ce să zic, condițiile erau mult mai restrictive atunci. Da, da. Da? Capacitatea de exprimare a individului era alta. Dar și infracțiunile erau mai puține. Poate da? Că și o teamă da. Indusă... Care să mai menține și astăzi. Aoleu, poliția. Stai mă, ce dacă e poliția? Sunt în mașină cu prietene. Aoleu, poliția. Foarte bine. Noi încercăm să promovăm un alt gen de imagine a poliției. Da. Adică cetățeanul să vadă noi un sprijin real. Așa și este. Și pe acest domeniu al protecției animalelor. O, ce frumos domeniu e. Și pe acest domeniu al protecției animalelor. Ce sensibil domeniu e. Dar vorbesc în general. Vorbesc în general de ceea ce facem noi. Noi căutăm să oferim un serviciu de cea mai bună calitate. Și încercăm să ne perfecționăm pe toate domeniile. Iată un domeniu nou a apărut. Clar delimitat la acest moment în munca generală de poliție. Căutăm să învățăm, căutăm să construim, căutăm să ne perfecționăm. Se va ajunge la un moment dat în care performanța va fi una asemănătoare măcar celei din acest moment din țările cu tradiție pe așa ceva. Tradiție și cu educație adevărată, cu respect față de oameni și de animale. Vreau să spun, să vă spun o situație, mai sunt vreo două minute din emisiunea asta, dar nimica mai facem, că asta e un sector care mă sensibilizează foarte tare. Ieșeam cu mașina de la mine din Poienița, din unde locuiesc, și era o pisicuță care traversa așa, bun, și o doamnă într-o mașină, uite așa a făcut doar, dar putea să o calce, noroc că pisica a putut să ajungă pe trotuar. Acolo avem o intenție. Acolo este intenție. Vreau să fac o precizare. Da. Uciderea cu intenție fără drept a unui animal este infracțiune. Și se pedepsește conform legii. Se pedepsește conform foarte legii 205 pe 2004. Da. Am văzut cu ochii mei scena asta. Sunt și alte. Spuneam la un moment dat de animalul aflat în stare de pericol. Aș vrea să, acum pe final, să punctez câteva elemente. Un animal care a fost rănit sau schingiuit. Rănirea sau schingiuirea animalului este infracțiune. Un animal care a fost implicat în lupte între animale sau cu alte animale. La fel este schingiuit. El este o stare de pericol sigur, și sigur. O infracțiune. Practicarea tirului asupra unui animal domestic sau animal sălbatic aflat în captivitate. Iar este o situație de risc. Animalele care sunt expuse în mod voit, intenționat, la temperaturi crescute sau reduse. Vreau să mă mai spun ceva, apropo de că eu le dădeam și le dau. Erau mai multe animaluțe în jurul blocului și câinii mei erau buni. Și eu le depuneam apă și le dădeam și un vecin, nu le mai dați apă, nu le mai dați să mănânce. Asta de mult. Și mă uitam, Doamne, nu îmi fac cruce când mă gândesc. Se poate să gândești, să nu-i dai apă, erau călduri de 40 de grade. Ca să moară, că ce nevoie avem de ele? Mai există mentalități de astea, din păcate, care dezumanizează, nu? Din păcate, este o realitate. Din păcate, și nu vorbim aici numai de animale, vorbim și de oameni. De categoric, că nu se vede cu ochiul liber. Lipsa de empatie, da. Lipsa chiar și față de oameni, exact cum a zis și domnul comisar. E ceva la modă, se pare. De ce oare? Oamenii nu se mai înțeleg. Cred că și așa se vrea. Societatea ne-a dus în direcția asta. Să fim mai puțin empatici. Cât mai singuri, să gândim pentru noi. Tot o competiție. Intrăm în alt domeniu, dar să știi că e un domeniu pe care aș vrea să-l abordez odată. Dar trebuie să ne ținem gura. Revin la lipsa educației. Revin la lipsa educației. Sau la educația care se manifestă, că totul e o formă de educație și când îl înveți pe un copil să dea un șut unui animal, e o formă de educație. Educația aia omenească, adevărată, dumnezeiască, pe aia trebuie să marșăm, nu? Exact. Și se întâmplă lucruri urâte între oameni, între oameni și animale, între oameni și Dumnezeu și așa mai departe. Asta e nenorocirea cea mare.
Oricum, astăzi, stimați telespectatori, am avut o mare bucurie. Am avut o invitată pe doamna subinspector Elena Gabriela Puflea, medic veterinar și ofițer de poliție, pe domnul doctor Gabriel Caragea, la fel ofițer de poliție, și bineînțeles pe domnul comisar șef Alin Eșanu, șeful biroului nou înființat de protecția animalelor. Domnule comisar șef, vă mulțumesc că ați venit în vizită cu niște persoane așa de simpatice și empatice. Și vă mulțumim. Mai aștept, să știți. Și eu mă bucur să vă revăd. Cu tot dragul. Felicitări. Mulțumim. La revedere, stimați telespectatori.